La 2 zile după ce a recunoscut că a omorât-o și tranșat-o pe Mirela, cetățeanul turc a fost adus la casa lui din Rahova pentru reconstituirea crimei. Între timp, detalii revoltătoare ies la iveală. Bărbatul a ucis-o din cauza unei datorii de 10.000 de lei, în contul căreia îi oprise și buletinul. La câteva zile de la crimă, cu sânge rece, individul i-a înapoiat surorii actele victimei. Polițiștii l-au identificat ca suspect după ce au descoperit că a vorbit la telefon de mai multe ori cu femeia. Este Mirela singura dumneavoastră victimă? În fața camerelor, cetățeanul turc a jucat cartea ignoranței. Procurorilor le-a arătat însă pas cu pas cum a ucis-o și a tranșat-o pe Mirela în fortăreața Groazei din Rahova. În casa și curtea lui, anchetatorii au găsit o dezordine de nedescris. O singură încăpere făcea excepție, baia, care era foarte curată și plină de produse de curățenie. Așa și-au dat seama criminaliștii că acolo a tranșat cadavrul și a spălat podeaua și pereții ca să-și ascundă urmele. Și-a mai uitat ceva, în coșul de gunoi era un sac de plastic transparent cu pete de sânge. S-a făcut reconstituirea la fața locului și a indicat el ceea ce a făcut acolo, cum a lovit-o, cum a stat și a descris toate aceste probleme. A lovit-o la starea de stres, de tulburare, nu și-a mai dat seama ce a făcut. Criminalul și Mirela se cunoșteau de câțiva ani, susține sora femeii. Sora mea lucra la momentul respectiv, în urmă cu 3 ani de zile, într-un salon de masaj erotic. El a sunat la un an, la anunțul respectiv al salonului și a făcut o programare cu ea. Femeia și-a găsit sfârșitul în mâinile celui de la care obișnuia să se împrumute. 10.000 de lei avea datorie. Era un împătimit a jocurilor de noroc și avea nevoie de bani. Cetățeanul turc dădea diverse sume mai multor femei cărora le ținea evidența într-un caiet pe care criminaliștii l-au găsit în casă. Pentru a avea garanția că primește banii înapoi, le cerea buletinul. În seara crimei, Mirela s-ar fi dus la el pentru un nou împrumut. În aceeași seară, sora femeii a dat-o dispărută. De la ora 23 și ceva am sunat eu către organele de poliție să anunțe dispariția sororii mele. El în timpul ăla și-a închis telefonul. Am încercat să mai sun și avea telefonul închis. M-a întrebat ce s-a ocupat de cazul sororii mele de deschis. Suspiciune aveți în privință la turc, așa, aveți vreo suspiciune? Și am zis telefonic, dar clar că este ceva. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, câteva zile mai târziu, individul a căutat-o pe sora Mirelei pentru a-i înapoia buletinul. A scos buletinul înfășurat într-un șervețel și un pic așa panicat. Trupul femeii a fost îngropat azi în cimitirul din Rahova. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.